Bună ziua! Ce înseamnă baletul pentru tine? Baletul poate fi definit în mai multe feluri. Pentru mine înseamnă aer, înseamnă absolut tot ce trăiesc. Nu cred că aș putea să rezist fără balet și în vacanța de vară nu pot să stau fără studii și să exersez măcar. Baletul pentru mine înseamnă tot, de la pasiune, la muncă, sudoare, dar acel un minut pe scenă șterge absolut toată chinuiala cât de cât și efortul pe care îl fac și îmi dă o satisfacție enormă. De aceea mă ajută să continui. Ce simți atunci când ești pe scenă? Știți când este persoana în culise și vede înaintea ei și competitoarele sau numărul dinaintea spectacolului și face acel pas pe scenă, acea rampă înainte de a păși pe scenă este absolut incredibilă. Toți fluturii din stomac parcă se evaporă. Nu mai am absolut nicio emoție, știu ce am de făcut, m-am pregătit pentru acel eveniment și abia aștept să pot să-mi încep pasiunea, cariera și chiar acel dans, acea emoție. O ador. Ce părere ai despre apariția revistei Ballet Magazine în România? Mi se pare o idee fantastică, deoarece foarte multă lume pune anumite reguli și standarde pentru balerine, cum că noi n-am ști carte sau cum că nu putem să ne descurcăm așa de bine dacă n-am face balet, ceea ce este complet greșit, deoarece facem carte chiar mai bine decât unele licee. Și este incredibil ca un om normal, deschizând această revistă, să poată înțelege munca pe care absolut toată lumea o face în spatele baletului, pentru că toți care vin la un spectacol spun: wow, ce frumos e, ce ușoară a apărut acea balerină. Dar pentru a face acel efect de ușurință sunt ani de muncă. Așa este. Te gândești la a profesa în România? Da și nu în același timp. Este un subiect destul de delicat, deoarece fiind un picuț mai mare și având mentalitatea de a putea face și a pune o pâine pe masă din această carieră, în România nu prea există posibilități. Nu există un sprijin de la funcțiile mai înalte și nu este așa de bine văzut baletul în România. Deși în străinătate este cu totul și cu totul altă poveste. Ce modele profesionale te ghidează și de ce? Nu pot să spun că am un singur model pe care îl urmez, deoarece mi se pare greșită această idee. Mie mi se pare Osipova, o luăm drept exemplu, prima oară, pentru săritură. Este incredibilă, nici nu atinge podeaua și se înalță 3 metri deasupra podelei. După aceea ce privește tehnica, o luăm pe Marianela Nunez. Este perfectă din toate punctele de vedere. Iar ce privește artisticul, este doar dinăuntrul meu. Nu pot să mă ghidez după o singură femeie, chiar și bărbat, să pot să pun brațele și atitudinea corpului exact ca el. Vine dinăuntrul meu, pentru fiecare rol. Așa este. Mulțumim și mult succes în continuare. Mulțumesc mult de tot!